Decizie fără precedent luată de Direcția de Sănătate Publică Bacău, care a închis pentru 6 luni policlinica cu plată din oraș. Un control făcut acum 2 săptămâni a scos la iveală o serie de nereguli. DSP a descoperit că medicul anestezist al instituției nu avea aviz de liberă practică, asigurare de malpraxis și nici contract de muncă valabil. Inspectorii au mai găsit și abateri grave de la normele sanitare, inclusiv materiale și articole de unică folosință expirate. Parchetul a deschis o anchetă, iar policlinica a fost amendată.